Băuturile energizante reprezintă un pericol iminent pentru sănătatea consumatorilor, acestea având în compoziție o cantitate foarte mare de zahăr și cofeină. Consumate în mod regulat, energizantele pot duce la afecțiuni grave ale sănătății și chiar și la deces. Conform Delimano.ro, efectul asupra sănătății celor care consumă în mod regulat energizante este unul devastator, medicul spunând că băuturile de acest tip pot cauza accelerarea ritmului cardiac, presiune arterială ridicată, probleme cu somnul, creșterea în greutate, spasme musculare, amețeli și senzație de vomă. Consumul acestui tip de băuturi în mod regulat poate cauza chiar moarte subită. Rezultatele descoperite în urma unui studiu realizat la începutul acestui an l-au șocat pe Cubis, astfel încât acesta susține că nu mai consumă niciun fel de băuturi acidulate, văzând ce efect au acestea asupra organismului. Deși există dovezi clare conform cărora cofeina poate avea și efecte benefice asupra corpului, precum performanțe cognitive îmbunătățite, cu toții suntem conștienți că aceasta poate avea și repercursiuni fiziologice grave. Fiecare persoană are un anumit grad de sensibilitate pentru cofeină și anumite persoane mai tinere sau cele care au probleme cardiovasculare se expun unor riscuri. De fapt, cofeina are tendința de a bloca aportul de sânge, care ar trebui să ajungă la mușchi, rinichi și alte țesuturi. Încă din 2014, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat băuturile energizante ca fiind un pericol pentru sănătatea publică. A să le eviți însă ar fi bine să înțelegi cum funcționează și care este efectul lor asupra organismului în 24 de ore. Consumul de energizante este în creștere la nivel global. Foarte mulți oameni apelează la aceste artificii chimicale pentru a rezista când nu au timp să doarmă sau sunt foarte stresați. Din păcate, efectele negative ale poțiunilor magice sunt de necontestat. În majoritatea circumstanțelor, ai fi mai câștigat dacă ațipești 30 de minute sau o oră decât să consumi energizante sau orice altă licoare menită să te facă să uiți de oboseală. Conform datelor adunate de cercetători, cafeina îți intră în fluxul sanguin în primele 10 minute după ce ai băut un energizant. Acest fenomen se reflectă într-o creștere a tensiunii arteriale și ritmului cardiac. În următoarele 15-45 de minute, nivelul de cafeină din sânge este la apogeu. Asta înseamnă că din poziția de consumator vei fi mai alert și în mod real îți va crește puterea de concentrare. Cafeina este un drog foarte viclean, deoarece blochează adenozina, responsabilă de sentimentul de oboseală. Își generează un salt în energie, generând în același timp molecule de dopamină în creier, care îți conferă starea de bine. Te simți mai alert și ai o părere mai bună despre tine, a explicat doctorul Stewart într-un interviu acordat celor de la Daily Mail, relatează playtech.ro.